Susținător al lui Vasile Blaga la alegerile interne din mai anul trecut, Preda rămâne consecvent și anunță că îl va sprijini pe președintele Senatului pentru a obține șefia PDL. În schimb, nu se declară interesat de vreo funcție în conducerea partidului, dar deputatul anunță că în cazul în care vechii șefi din PDL vor candida din nou, îl vor avea drept contracandidat. Nu sunt interesat de o funcție în Biroul Permanent Național. Și n-am să mă bag decât în condițiile în care văd aceste fețe triste care au dus partidul unde este, că se bagă pe aceste funcții și am să candidez exact pe funcțiile pe care candidează ei. Dar altfel nu sunt interesat de funcții. Dar n-aș vrea să-i mai văd iarăși pe funcții, pe cei care cu aceste funcții n-au făcut nimic pentru partid. Preda precizează și argumentele pentru care foștii oameni din conducerea PDL nu ar mai trebui să râvnească la funcții. Îmi doresc ca vechea conducere să facă un pas înapoi, pentru că e responsabilă 100% de ce s-a întâmplat în ultimul an. Și dacă nu fac acest pas înapoi, se vor înfige iar să ia funcții în nou Birou Permanent Național, facem convenția degeaba. Dacă cei pe care cetățenii României nici nu mai vor să-i mai vadă la față se înfighiar la conducerea Partidului Democrat Liberal, atunci această convenție națională va fi un eșec. La alegerile interne de anul trecut, deputatul buzoian Cezar Preda a fost propus pentru funcția de secretar general în echipa lui Vasile Blaga, cel care a pierdut bătălia pentru șefia PDL în fața fostului premier Emil Boc.